Rovana Plumb ar putea să ajungă comisar european. Fostul ministru al transporturilor este pe lista propunerilor de comisari acceptate de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit unui comunicat de presă al instituției. Urmează ca cei nominalizați să fie audiați în comisiile din Parlamentul European. Ulterior, parlamentarii europeni trebuie să voteze pentru confirmarea întregii echipe de comisari. Acest lucru vine după o serie de interviuri oficiale pe care președinta aleasă Ursula von der Leyen le-a avut în decursul ultimelor săptămâni cu fiecare dintre persoanele sugerate de către statele membre pentru a ocupa poziția de comisar, a transmis Comisia Europeană. Ursula von der Leyen va anunța curând și portofoliile alocate fiecărui comisar. Țara noastră ar urma să se ocupe de transporturi, potrivit unor surse de la Bruxelles. Recent, președintele Klaus Iohannis i-a transmis premierului Viorica Dăncilă că cele două propuneri ale sale, Rovana Plumb și Dan Nica, sunt nepotrivite și că ar putea fi respinse de Parlamentul European. În replică, Viorica Dăncilă a declarat că l-a informat pe șeful statului înainte de a trimite cele două nominalizări la Bruxelles.